Invitata mea din această seară este un exemplu perfect de femeie puternică, de femeie care știe ce vrea și în același timp o vedetă de televiziune, incontestabilă o vedetă de televiziune, care îi pasă și de ce din jur. Este o mamă extraordinară, este o soție fantastică și în plus îmi este și foarte bună prietenă. Și tocmai de aceea este o plăcere și o onoare pentru mine să dialoghez astăzi cu ea. Doamnelor și domnilor, la 10 pentru 2, Roxana Ciuhulescu. Salut, mâna, Roxana! Cât mă bucur că după mai mult de 20 de ani, cred, în sfârșit reușim să ne vedem și să stăm de vorbă. Ce faci? Exact. Bună, Leo, te pup. Uite, am primit cu multă bucurie invitația ta și ai văzut că n-am ezitat să spun da, mai repede ca la starea civilă. Wow! Auzi, o să încep direct, pentru că de când am convenit că o să stăm de vorbă, întrebarea asta mi-a venit prima în minte. Toată lumea știe că tu ești o persoană extrem de activă. De fapt, când spui extrem și activ, ai spus Roxana Ciuhulescu. Cum te descurci tu acum? Sincer, de când sunt în izolare și sunt, cred că, 5 săptămâni cel puțin, n-am avut timp nici să mă odihnesc, adică nu pot să mă laud că am dormit măcar o dată la prânz. Nu mă plictisesc niciodată acasă cu doi copii, mai ales unul micuț de nici 2 ani de zile. Sunt extrem de activă, adică nu-mi dau seama când trece ziua. Mi-e dor de viața mea de dinainte, recunosc, deși mă bucur că perioada asta, iată, am folosit-o să stau tot timpul cu copiii mei. Pe de altă parte, na, aș vrea să revenim la viețile noastre de dinainte, pentru că îmi lipsesc multe din activitățile pe care le făceam. Asta mă întreb. Mi-e dor de... motoarele, viteza, adrenalina. Da, știi că am reînceput de curând promotorul și am avut ghinionul ca exact cu o zi înainte să... Era gata prima emisiune. Aha. Și exact cu o zi înainte a venit această stare de urgență și a trebuit să tragem proiectul pe dreapta. Mă rog, emisiunile practic au fost împărțite în rubrici și difuzate pe site-ul promotor.ro. Așa a fost să fie. Dar oricum tot ce am filmat și am filmat pentru o lună de zile, le-am împărțit în rubrici și le difuzez așa deocamdată. Ce să facem? Ne-am readaptat. Normal. Și... da, îmi lipsește viața mea socială, îmi lipsesc prietenii, îmi lipsesc emisiunile, filmările, inclusiv îmi lipsește, uite, vezi ce chestie, ne obișnuim cu ele și nu ne dăm seama cât de mult ne lipsesc. Îmi lipsește, de exemplu, să merg la biserică, duminica, mergeam cu cel mic în special și îl împărtășeam și am fost acum 2 sau 3 săptămâni, am ieșit din casă, m-am dus până la biserică, știm că e închisă biserica, dar m-am dus să-i cumpăr cărbune. Și m-am întors înapoi, pentru că era închis totul. Așa, na, e situația asta, dar sper să trecem cât mai repede. Puternic. Tu ești un om foarte puternic și cu siguranță că din puterea asta vine și flexibilitatea și capacitatea de a te adapta. Și tu, cum spuneai, nu te plictisești. Și nu te plictisești nici pe plan profesional, pentru că eu citesc blogul, îmi pare rău, eu îți urmăresc poate... Eu îți urmăresc toate postările și m-am bucurat grozav când am văzut că ai început să faci și faci pe pagina ta de Facebook interviuri cu personalități sportive și mă gândeam, zic, uite mai ce chestie, cum fiecare își găsește, se reîntoarce la ceea ce iubește, chiar dacă teoretic canalul ăla e închis. Da, așa e. Aici este o colaborare cu Sport Extra și am început-o în noiembrie, la mijlocul lui noiembrie. Se cheamă chiar Motor Sport Extra, fiind ramura lui Sport Extra. Fac aceste interviuri, fac și emisiune, dar legată de motorsportul românesc. Da, încerc și să gust așa un pic din ceea ce făceam înainte și mă bucur că am această ocazie și că avem această ustensilă foarte bună numită internet,
deși recunosc că nu întotdeauna funcționează în parametrii lui cei mai grozav, dar ținând cont de faptul că toată lumea s-a canalizat către online, pentru că asta e, n-avem ce să facem, dar este bună ustensila și mă folosesc de ea cât pot, măcar în perioada asta. Sper că după 14 mai să ne reîntoarcem la lucru, chiar dacă nu ne reîntoarcem la viețile noastre normale, va dura, cred că, o perioadă până va reintra totul în normal. De ce crezi că avea nevoie de perioada asta până să ne reîntoarcem la normal? Și cât de mult normal va fi normalul ăsta? Da, bună întrebare. Cât de normal va fi normalul ăsta? Cred că ne vom readapta pas cu pas și cred că viețile noastre nu vor mai fi la fel, cel puțin o perioadă. Nu mai știu ce mi-ai întrebat mai devreme. Cât va dura până ne vom întoarce la normal? Sau cât va dura din punctul tău de vedere? În cazul nu știu, cred că... Cred că este un an de compromis. Sunt tristă pentru că, de exemplu, și motorsportul a fost afectat, iar eu sunt direct implicată în motorsport. Cred că anul acesta vom avea parte, dar la o scară mult mai mică. Noi, de exemplu, suntem organizatori de etapă de off-road și în octombrie avem așa etapă din campionatul național de off-road. Ce să zic, nici nu știu cât va dura, sper să dureze cât mai puțin. Cred că panica mare este că nu s-a descoperit încă un tratament și un vaccin. Cred că în momentul în care cineva va confirma, domne, gata, uite, ăsta este, funcționează, a fost testat, cred că lucrurile vor intra cât de cât mai normal, că să nu uităm totuși că mai mulți oameni mor de gripă, de 10 ori mai mulți oameni mor de foame în lumea asta decât de COVID-19. Dar cred că într-o bună zi, sper că mai repede anul ăsta să se liniștească treburile. Eu am văzut pe blogul tău că nu numai jurnalistul din tine lucrează foarte mult, dar și omul, Roxana Cîmpulescu, lucrează foarte mult. Am citit pe blogul tău despre o campanie. Ne poți spune? Da, sigur, pot să-ți povestesc cu mare drag despre campania asta, mai ales că eu am fost direct implicat în Habitat for Humanity, am lucrat anul trecut 5 luni de zile pentru Habitat. De altfel, sunt brand ambasador de 3 ani Habitat for Humanity, am fost la 3 ediții Big Build, Big Build fiind cel mai mare proiect de construire accelerată din România și din Europa. Iar acum Salvați Salvatorii este o campanie care vizează direct medicii de la Moinești, care au un spațiu al lor extrem de sărac și cu condiții minime. Și iată că de data asta campania se direcționează către Moinești, pentru că, sincer, date fiind condițiile, nu știu dacă vom mai avea Big Build anul ăsta, eu sper că da. Anul trecut, de exemplu, ultima ediție Big Build a fost la Vaideni, unde s-au construit 10 case pentru 10 familii nevoiașe, dintre care, dacă țin bine minte, 4 dintre ele sunt familii monoparentale, unde mămicile își cresc singure copiii. Și aceste 4 familii locuiau în containere metalice, în timp ce celelalte 6, mă rog, toate au fost afectate de inundațiile din 2012, au rămas fără case, dar 4 dintre ele trăiau în continuare în containere de 2 ani de zile. Și bine, pot să-ți povestesc foarte multe despre Habitat for Humanity. Sunt atașată, sunt trup și suflet de organizație. Și mă bucur, știi, deviza mea e că mă bucur că nu fac umbră pământului degeaba. Și n-ai făcut niciodată umbră pământului degeaba, să știi. Dar, și sper să nu fac nici în continuare. Dar bun, am înțeles ce face Roxana, jurnalistul. Roxana, omul implicat în campanii de genul ăsta. Dar cum se descurcă Roxana mămica? Pentru că bănuiesc că, pe lângă toate problemele pe care le ai, mai ai și pe cei doi pe umăr. Așa e, să știi că cea mai mare provocare a mea a fost să învăț să gătesc, pentru că la bucătărie sunt praf și m-am îngrozit în momentul în care am aflat că trebuie să rămânem izolați. Mă gândeam că ok, eu o lasă, că mă salvează mama, ca de obicei, da, uite că mama, îmi pare rău, are 65 de ani și săraca, n-am putut să o supun acestui risc.
și nu în fiecare zi, dar o dată la 3 zile eram pe WhatsApp cu ea, cu ea sau cu o verișoară de-a mea din Târgu Mureș, care îmi dădeau indicații și mă puneau să filmez inclusiv ce pregăteam eu acolo. Da, mamă, zic, uite, am tăiat ceapa. Zic, dar să știi că abia mai văd, pentru că, uite, îmi curg lacrimile. Păi, mama, așa e cu ceapa, că știi? Mamă, dar zic, morcovul ăsta, zic, l-am tăiat. Mamă, dar nu așa, trebuie să-l tai mai mărunt. Îmi făceam inventarul degetelor, îmi creșteam de fiecare dată cât un deget. Auzi, dar crezi că după ce trece de bunia Roxana, se va mai întoarce în bucătărie sau e un capitol care se încheie odată cu liberarea? Cred că fugem în câmp pământul. Tu mi-ai trimis o fotografie de-a ta de când erai mică și vreau să-ți imaginezi că ești într-o cameră, Roxana de astăzi cu Roxana de atunci. N-ai la dispoziție foarte mult timp, că așa e cu timpul. Sunt 30-40 de secunde. Ce îi spui Roxanei de atunci? Ea zice așa, moțule, cât fac două găini și cu doi cocoși? Și aș aștepta răspunsul. Și moțul ar zice, patru. Patru ce? Patru. Deci asta a fost întrebarea cu care tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, mă teroriza. Bine, e adevărat că nu trecusem de 6 ani, 6 ani jumate, atât a ținut. Dar de pe la 4 ani mă întreba, cât fac două găini și cu doi cocoși? Și răspundeam foarte repede că patru. Și mă întreba patru ce? Puteam să zic patru găini sau patru cocoși, că nu era. Știam că nu ăla e răspuns, dar nu știam niciodată să-i spun patru păsări. Și eram înnebunită, deci încercam să mă ascund când mă întreba treaba asta. Dar asta mai spunea o chestie, ca să vezi cât de ce gâscă eram, că fiul meu la 6 ani era deja dezghețată. Îmi spunea că atunci când o să mă trimită la școală, o să mă potcovească. Deci eram îngrozită, mi-era frică. Eram în ultimul an la grădiniță și eram speriată și încercam să nu aduc vorba. Deci zic, Doamne, cum o să mă duc potcovită la școală? Dai seama la vârsta aia, copiii din ziua de astăzi sunt mult mai inteligenți, mai deschiși la minte. Eu eram cu spaima până în clasa întâia că o să mă potcovească. Eu mi-aduc aminte că ultima oară, una din ultimele dăți când ne-am văzut, am dansat împreună, nu mai știu, era un club, un bar, undeva prin centru. Așa că vreau, Exact. Oi fi tu femeie măritată la casa ei, vedetă și cu doi copii, dar vreau să-mi promit la dans. În mod oficial și public, că după ce trece nebunia ne vedem și mai dansăm împreună. Abia aștept și să știi că mi-este dor de tine și mă bucur că ești bine, că radiezi. Și sper să ne revedem cât mai curând. Promit să-ți dau o îmbrățișare și să te pup așa de sus. Abia aștept. Mulțumesc din suflet că te-ai făcut timp. Ai grijă de tine, aveți grijă de voi și ne vedem cât de curând. Așa să fie, inimă mare, în amândouă direcțiile. Te pup, sărut mâna.